Bună seara, l-am alături pe Taz de la Hooligans. Bună! Bună! Felicitări! Mulțumim! Cum a fost meciul? Un meci destul de echilibrat. Ne bucurăm că am câștigat. Sperăm în continuare să câștigăm toate meciurile. Echilibrat la scorul ăsta? Da, tratăm toate meciurile la fel. Toate meciurile sunt echilibrate. Nu tratăm pe nimeni de sus. Din punctul nostru de vedere, toată lumea e la fel. Poți descrie meciul în câteva cuvinte? Cum am spus, un meci echilibrat, un meci frumos, s-a jucat destul de tare, s-a jucat și pe contre, ne bucurăm că am câștigat. Cum explici momentul de tensiune din teren? Adversarul nostru s-a enervat pentru un fault cu echipierul meu și a cerut scuze, nu avea niciun motiv să se enerveze și să reacționeze așa. Pe de o parte, înțelegem că avem și noi ieșirile noastre, avem și noi băieții noștri în echipă care fac la fel. Asta e. Până la urmă e fotbal și se mai întâmplă și astfel de momente. Suntem bărbați. E un sport pentru bărbați. Cum a fost arbitrajul în seara asta? Un arbitraj foarte bun. Care a fost omul meciului? E cazul să te întreb sau îmi vei spune din nou că echipa? Toată echipa, nu e cazul să mă întreb, deci nu avem un om anume, mereu toată echipa este în evidență. Crezi că vă veți păstra titlul de anul trecut? Da, ne vom păstra titlul de anul trecut, cred, și mai mult chiar cred că putem să câștigăm și campionatul. Multă baftă, vă doresc! Mulțumesc! La revedere! Vă mulțumim că ne urmăriți, vă invit să o faceți în continuare din live paginii noastre de Facebook, Liga Prietenii, și acces în site-ul nostru oficial www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor noștri, Homa Sport Shop și Cipita. O seară frumoasă!